Bună ziua, dragi, bun găsit la treacă prostul online. Seara, dacă e bine, este ora exact așa cum ne-am planificat și altă dată, ne întâlnim cu clasa 0. Hai să vă pregătitoare, nu mai să nu mai zic 0, că tot atât de ai spus. Nu mai trebuie de 0, 0 înseamnă nimic, nu? Zic pregătitoare, corect. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa pregătitoare, da? Clasa pregătitoare. Bun. Uite, un kilogram de carne de vită costă 17 lei. Un kilogram de carne de porc costă cu 7 lei mai puțin. Mai puțin. Bunelu merge la piață și cumpără un kilogram de carne. Deci Bunelu cumpără un kilogram carne vită plus un kilogram carne porc. Cât plătește Bunelu? Deci ce sumă plătește? Mai ne vedem problema. Înainte de a începe problema, trebuie să înțelegem foarte bine. Deci un kilogram de carne de vită costă 17 lei. Un kilogram de carne de porc costă cu 7 lei mai puțin decât carnea de vită, decât kilogram de carne de vită. Și Bunelu se merge la piață și-a cumpărat. A carmagerii acolo. Un kilogram de carne de vită și unul de porc. Cât a plătit Bunelu? Repetăm programul, că nu înțelegem bine. Adică un kilogram de carne de vită costă 17 lei. Carne de porc, 7 lei mai puțin. Ei, aici e povestea. Trebuie să aflăm cât costă un kilogram de carne de porc. Nu știu. Mă ajuți? Dacă 17 lei costa programul de vită, oricum cu 7 lei mai puțin. Oare cât costă carnea de vită? De porc. Cu 7 lei mai puțin față de vită. Vită ai 17 lei. Din ce se compune? Hai să facem împreună de parte. 17 se compune dintre cine? Dintr-o 10 și 7, da? Hai să vedem. Deci 17 egal cu 10 plus 7. 10, o 10 și un 7, da? Urmărim atenție. Dacă carnea de porc costă cu 7 lei mai puțin, cât costă atunci carnea de porc? Dacă e cu 7 mai puțin? 10? 10 lei, sigur că da! Corect! Că am dat pe celor 7 deoparte și au rămas cu 10. Ai văzut? Deci, prima întrebare este... În prima întrebare aflăm așa. Aflăm cât costă un kilogram carne porc. Și facem socoteala carne. Din 17 scădem pe 7. Da? Din 7. Scădem pe 7 și egal cu 10 lei. Carnea de porc costă 10 lei. Carnea de vită cât costă? Am spus eu prea urmă. Cât costă carnea de vită? 17 lei. Și acum întrebarea este cât costă un kilogram de carne de porc și unul de vită. Cât costă un kilogram de carne de porc și unul de vită?
Vite. Adică? Ce o să facem? Ce, ce operație o să facem? Adunăm cât costă carnea de vită și cât costă carnea de porc. Cât costă asta? Știm, 17 lei. Dar asta cât costă? 10 lei. Deci, a doua operație care o face, află cât costă împreună. Află cât costă împreună. Da? Află cât costă și împreună. Adică ce facem? Vezi tu? 17 plus 10. Cât faci cu 17 plus 10? 17 plus 10. Adică 17 din 5 scopurile. Dintr-o 10 plus un 7 și plus aproape un 10. Ia să vedem cât face. Ia ne uităm aici. Ne uităm aici. Câte 10 a prins? Câte 10? Câte 10? Uite, uite, de numără 10. Sunt 3 de 10. Ia să vrei. 1, 2. 2 de 10 și încă 7. 2 de 10 și încă 7 face cât? 2 de 10 și încă 7? 2 de 10 și 7 face? Ia să vedem. Un 10, un 10 și un 10 cât fac? Un 10 și un 10? 20. Și cu 7? 27. Excelent! Ai văzut că știu, dar nu trebuie să fii atent. 27 de lei. Hai să mai vedem încă o dată problema. Poftim? Eu nu înțeleg o împărțire. Tu nu înțelegi o împărțire. 64 împărțit la 4. Cât? 64 împărțit la 4. Nu poți să faci 64 împărțit la 4. Hai să facem împreună. 64 împărțit la 4, da? Prietenii noștri o să supere, facem și așa de chestiuni. Cum gândești tu? Să vedem cum facem. Te rog să încerci de acolo, din bani pentru că vorbești, da? Mai pui și în dreapta, că 6 împărțit la 4, sau... Așa, 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 bine. 6, 10 de dată. 6 împărțit la 4? Cam de câte ori ai merge? Nu funcționează decât odată. O dată, sigur că... Și doi. Sigur că da. Deci o dată. Și unor 4 face 4. Și rămâne 2 aici. La 10, da, rămâne 2. Și coborăm pe 4. 24. Și acum 4, 24 împărțit la 4. 6. 6. Deci am spus corect este cât? 16. Fă proba. Ca să faci proba cum procedezi. 16 ori 4. Și vezi dacă îți dă. Dacă îți dă, s-a făcut o treabă bună. Dacă nu, am greșit și trebuie 8 din 9. Yeah, da? Da? Bun. Bun. Hai să ne facem la problema noastră. Da? Ia să vedem cum gândim aici o altă problemă. Hai să ne vedem încă o dată problema. Unde ți-a părut ție cea mai interesant? Ia urmărește. Deci am spus, 1 kg de carne de vită costă 17 lei. Carnea de porc cu 7 lei mai puțin. N-am spus cât costă, am zis cu 7 mai puțin, ca să afli tu, să scazi din 17 pe 7. Și ai aflat că din 17 la 7, 7 fac 10 lei și ai aflat cât costă carnea de porc. Și când am zis cât costă în total, am adunat carnea de porc și carnea de vită. Acum, o altă întrebare. Cât costă? Poate mai mare. Cât costă 2 kg de carne de vită? Deci 2, cu unul știu cât costă. Unul singur costă 17 lei. Dar 2 kg. Dar 2 kg. Face. 2 kg de dezamnăm. Și pentru primul kilogram și pentru al doilea. Deci ca să vedem cât costă în total, cât costă vom face? Vom face 17 plus cât? 7. Plus 17. Încă o dată. 17.
17 plus 17. Și egal. Un 17 din cine se compune? Din 10 și 7? Sigur că da. Din 10 plus 7. Și celălalt 17 din cine se compune? Celălalt 17. Tot așa, din încă un 10 și un 7. Da? Deci plus încă un 10 plus un 7. Ia să vedem noi cum facem acum. Șaptele astea și cu șapte cât se fac? 10 și cu 10 cât fac? 10 și cu 10 astea. 10 și cu 10. 10 și cu 10 20. 20. Scriu că 20, că am terminat cu ăștia doi. Cu ăștia doi, cu 10 am terminat cu 20. 7 și cu 7. Ia să vedem dacă tu poți să faci 7 și cu 7. Ne gândim. 7 resta, unul din ei. Cât îi mai trebuie lui 7 până la 10? Lui 7, cât îi mai trebuie până la 10? 3. 3. Și zice lui 7 resta. Dă-mi, te rog, un 3. Și 7 resta îi dă 3-ul. Și se duce aici, face un 10. Și cât de mai rămas cu 7 resta, dacă i-a fost drăguț și i-a dat un 3? 7 resta, i-a dat un 3, câte ori mai rămas? Din 7 resta, dacă i-a dat un 3, câte ori mai rămas? Din 7 resta, dacă i-a dat un 3? Da. Rămâne 4. Ah, sigur că da. Și acum, mai vine 10 asta. Uite, mai vine 10 asta aici. Plus o 10. Și plus 4 ăsta, că rămas așa singur. 4. Și atunci cât îți face aici? 20 cu 10? 34! Foarte tare! Deci 17 plus 17 egal cu 34. Dacă eu să m-am gândit, 17 înseamnă 10 și un 7. Cealaltă 17 iar un 10 și un 7. Abandonat pe cei de 10 și am zis 10 și cu 10 au făcut 20. La 7 și cu 7, cum am făcut aici? Ești atent, trebuie să mă urmărești. Mi-a zis, 7. Asta a zis, te rog frumos, că eu-s primul scris aici. Haide-mi, te rog, până la 10, câte mai trebuie? Și a mai trebuit 3. Și am dat și a făcut 10. Aici au rămas 4. 10 asta a pus-o lângă 20. A făcut 34, 34. Hai să vedem cât costă 3 kg. 3 kg de carne de vită. Câți de 17 de zahăr? Pentru 3 kg. Dacă un singur kilogram, un singur kilogram costă 17 lei, 3 cât costă? 17 și 17, de câte ori trebuie să pun de 17? De 3 ori. De 3 ori. Deci pun o dată 17, plus o dată 17, plus încă o dată 17. Și le-au făcut. Dar ăștia doi cât fac? Păi neamă fac ăștia doi? Da. Cât fac ăștia doi? 4, sigur că da, 34, plus acum încă un 17, și e dar cu 34 din cine se compune? Hai să vedem. 34 se compune din 30 și un 4. Hai să punem și noi. 30 plus un 4 și plus 17 din cine se compune? Dintr-o 10 și 7. 10 plus 7. Și ia să vedem cât facem în total. Ia să urmărim 10 de la ce? 30 plus 10? 30 plus 10? Hai! 30 și plus 10? 30 cu 10 fac... Aș mai zice 31. 4? 40, sigur că da. 40. Plus. Acum, între 4 și 7, care e mai mare?
Între 4 și 7, care e mai mare? 7. 7, zici, eu sunt mai mare, sunt mai puternic. Și spune lui 4, te rog să-mi dai mie. Cât mai am eu nevoie? Să mă fac o 10, da. Și ce spune lui 4? 4 ce spune? Știi cât de zidea e un titlu la 4? Are de un zidea 4 până să fac el 10? Cât îi trebuie lui 7 ca să facă? 3. Așa că dacă ia 3-ul și se fuge la 7, cât i-a rămas lui 4 dacă l-a luat, i-a luat un 3? 1, sigur. 3 și cu 7 asta face 10. Și plus 1 ăsta care a rămas. Câte 10 sunt aici acum? 40 cu 10? 30. 40 și încă 10. 4 și încă 1. 50. Și 1. Da? Deci egal cu 50 și 1. Iată că cele 3 kg de carne lipsă costă 17, 17, 17, de câte ori am văzut? De câte ori? De 3 ori, da? Și au costat 51 de lei. Acum, dacă ești atent, îți dai răspunsul, este cel mai tare. Cât costă 4 kg, 4 kg de carne de lipsă? Adică trebuie să punți 17 de lei. Ești atent? Da? Mă rog, da? De 4 ori, deci plus o dată 17, plus un 17, plus iarăși un 17, plus încă un 17. Da, dar pe ăștia 3 mi-am mai adunat o dată. Pare cât fac de ăștia 3 ori. Ia uite de tu, unde i-am adunat ăștia 3? 51! Așadar, o să zicem, facem 51 plus 17. Și acum, 51 de cine se cumpără? 51 din 50 plus 1 plus 17 asta din cine se cumpără? 17 din 10 plus 7. Deci vine plusul 10 plus în 7. Și egal cu. Câte 10 avem? Ia urmărește. 10. 50 cu 10? 60. Face 60 plus 71 plus 8. Plus 8. Și cât face? 60 plus 8? 68. 68. Foarte frumos. Hai să vedem ce șmecherie am aplicat noi. Mai întâi, știam că costă un singur kilogram de carne de vită. Un, dar două. Am pus 17 plus 17. Și cum am adunat? Vedem încă o dată. 17 se compune dintre cine? Dintre un 10 și un 7. Cealaltă 17, iarăși un 10 și un 7. Am adunat 10-le și am văzut că fac 20. Și acum cu 7 și cu 7, la unități. Și unul din 7 a spus că vrea să facă 10. 7 de astea care le-am primit, scris la început, vreau să mă fac 10 eu. Și atunci cât i-a mai trebuit lui 7? 3. Și a făcut 10 ani. A rămas aici 4. Am pus 10 aici. Și acum a rămas 4, am pus 4. 20 cu 10, cât face 20 cu 10? 30 și 4. 30 și 4, ăsta 34. Bun. Când au fost câte kilograme? Doar 2. Când am zis 3 kilograme de carne vită, 3, 17 trebuie să spune câte ori? De câte ori spune aici? O dată, de 2 ori, de 3 ori. De acolo? Dar dacă ăștia 3 am făcut o dată, că am muncit și am făcut 34. De ce am pus 34? Și plus doar un singur 17 care ne-a rămas. Eee. 17, 34 am scris ca fiind 30 plus un 4. Da? Hai vorbește tu, că mie îmi place cum vorbești tu. Domnul profesor, da, doar... ai o problemă? Da, altă lucrurile care nu înțeleg. 84 împărțit la 7. 84 împărțit la 7. Tu
faci, că eu nu știu. Păi m-am gândit la unități, aș putea să fac 14 la 7. Dar de ce se începe cu unitățile? Deci nu începe cu unitățile. Deci, 7 e 8. 7 e 8. Așa, deci 1 la 7 e 7. Și mai rămâne 1 aici la 10. De fapt, rămâne 10. Punem pe 4 lângă ea. Și s-a făcut 14. Și 7 e 14? 2. De 2. 12. Ca să fii convins că ai făcut treaba bună, ce trebuie să faci acum? 12 ori 7. Sigur că trebuie să faci pe Leona proba ca să nu faci să greșești. 84. Da. Hai să vedem împreună încă o dată. Deci când am adunat cu 17 cu 17, povestește tu ca să audă prietenii noștri. 17 plus 17 egal cu 10. Cu 10. Și un? Și un 7. De la primul, da? Pe un plus, de la al doilea. Hai, vorbește, vorbește, că-ți auză prietenii, da? Al doilea. Iarăși o 10. Și? Un 7, da? Un 7. Apoi, povestește. Am numărat câte 10 sunt. Câte 10 sunt? Câte 10 sunt. Asta și cu asta? 2. 20. Și acum la 7 și cu 7. Cum ai gândit aici? Cum s-a făcut la 7 plus 7? Vorbește. La 7. 7. 1 din 7 a vrut să se transforme în 10 și l-am aruncat pe celălalt 7. Da. Să nu promute. Să nu promute 3. Așa, 3 din el. Deci 7. Și a dat 3 și a făcut 10 aici. Și a rămas aici? Și a 10 asta am pus-o în continuare, după 20 am pus-o pe 10 asta. Am numărat câte 10 sunt? Câte 10 sunt? 20 cu 10. 3, 30. Și 4 ăsta care a rămas? 4, 34. Bun, hai să vedem din nou început. Am întrebat unul cât costă 3 kg de carne de vită. 3. Câți de 17 trebuia să pun la spătate? 3. Fiecare costă 17 lei. Câți de 17 trebuie să adunem? Trebuie să adunem 3. 7, da? Mai tare, mai tare, mai tare. 17. Da. Dar pe primii doi am adunat. I-am adunat? Unde am adunat pe primii doi? Ala pe mine am adunat. 2 de 17. Dar unde am adunat mai în urmă? Adică de 2 ori 17. Uite, aici. Da? Acolo. Și cât o dată? Da. O dată de 34. Exact, 34. De ce l-am scris acum? De ce l-am scris pe 34? Și am mai zis plus un singur 17. Urmănești? Plus un singur 17. Și am zis egal mai departe. Vorbește, 34 se descompune. Mai așa. În 34. 34. Plus acum. 17 se descompune. 17 se descompune. Într-o. 17. Acum am adunat. Vorbește. 30 cu 10 asta. 40. 40, cum am scris-o. Iar acum, 4 și 7 stau de vorbă. 4 și 7 stau de vorbă. Și ce spune 7? Da. Vreau să devin un 10. Vreau să devin un 10. Așa că roagă pe 4 să ți dea 3 din el. Da. Și la... Și s-a făcut 10. Uite, s-a făcut 10. Și au mai rămas sus. 1 la 4. Dar 4 s-a mulțumit și 7 a mulțumit. 4, pentru că acum erau 10. Sigur că da. Foarte tare. Și acum câți de 10 avem? Erau 40 mai bine că o 10 asta formată. Cât face? 40 cu 10 face? 51.
50, mai las unul de aici, da? 51. Bun. Hai să vedem cât costă 4 kg de carne de vită. Câți de 17 trebuie să desene la 4 kg de carne de vită? 4. Iar sunt 4, eu uite-te dacă sunt 4 de toți. 1. Hai, vorbește și tu, bă. 2, 3, 4. Dar pe ăștia 3 am adunat? Da. Când am adunat? Unde am adunat? Când am luat 3 kg de carne de vită. 1, 2, 3. Cât am dat aici? 51. De aceea am scris 51. Da? Și pus un singur 17 rămas. Un singur 17. Ei, dar 51 din cine se descompune? În cine se descompune 51? 50 și 1, 1 plus 1. Da, 17. 17 se descompune din 10 și un 7. Bun. Și acum, 50 ăsta și cu 10 asta fac cât? 50 și cu 10, 50 și cu 10 asta fac? 50. Da. Plus 8 cu 68. Da, 1 și cu 7 fac 8 și 68. Poftim? Se adună un număr cu treimea sa, să obținem suma 64. Află numărul. Deci dacă adunăm un număr, nu știm cât. Un număr, să zicem că este atât. Și cu treimea sa. Treimea sa ce înseamnă? Știu eu. Am putea să facem 3 segmente, ca și în învățătorul următoare. Ne facem 3 segmente și pentru a împărți la 3, facem un singur segment. Deci, ăsta îl împărțim în trei. Asta vrei să spui, nu? Da. Și treimea asta înseamnă un singur segment. Ce spune problema acolo? Dacă se adună un număr cu treimea asta, se obține suma 64. Deci dacă adunăm un număr ăsta și cu treimea asta, se obține în total 64. 64. Asta e, dacă sunt patru segmente, da? Trei la primul și treimea, da? Deci la patru, asta e, da? Sigur că da. Așa. Noi ne mai vedem de o singură problemă. Și tu acum te pregătești ca să faci problema asta foarte simplă. Da? Și am zis că costă un kilogram de carne de vită. Cât am aflat la corp? Nu, nu mai cum la părință, că asta e mizie, dar e murdare, da? Să nu la părință. Cât am zis că costă un kilogram de carne de porc? 10 lei, da? 10 lei. 10 lei. Deci, 1 kilogram carne de porc, 10 lei. Cât costă 5 kilograme? Numai întâi, 2 kilograme de carne de porc. Cât costă? Dacă un singur kilogram costă 10 lei, 2, cât fac ăsta? Ia să vedem. Dacă un singur, 10 lei. Dar 2. 20 de lei? 20 de lei, sigur că da. Deci, zicem, 2 kilograme costă un 10, plus un 10, deci de 2 ori, da? 20 de lei. Dar cât costă 5 kilograme? De carne. Cincizeci de lei. Cât? 10 de 5 ori, da? Costă 50 de lei. Bun. Dar 7 kg de carne de porc. Cât va costa? Ia să vedem. 7 kg. Cât costă? Da, un singur kilogram costă 10 lei. Da, 7 kilograme. 7 kilograme costă 10 lei. 70 de lei. De acolo, foarte bine, da? Acum să te întreb eu așa. 4 kilograme carne, porc, costă
40 de lei. Nu, hai să zic așa. Două kilograme de mere costă 10 lei. Cât costă un singur kilogram? Cât costă un kilogram? Dacă două costă 10 lei, un singur? Două costă 10 lei, un singur? Cine și cu cine fac 10 în mod egal? Cine și cu cine? Care sunt două numere care adunate se fac în 10? Că două, numai unul singur, te întreb cine și cu cine se fac 10? Cinci cu cinci ca să fie egal, da? Perfect! Deci un singur kilogram costă 10, adică costă 5 lei. Pentru că tu ai spus așa, 5 plus 5 egal cu 10, da? Așa e. 5 cu 5 face 10. 2 kilograme de pere costă 8 lei. Cât costă un singur kilogram? Dacă două costă 8 lei, un kilogram de pere cât costă? Unul singur. Dacă două costă 8 lei, unul singur. Adică cine și cu cine fac 8 în mod egal? Deci o să spun aici 4 plus 4 egal cu 8. De aceea, un kilogram de mere de pere costă 4 lei. A întrebarea asta cât costă, răspunsul corect este 4 lei. Deci vezi, fiindcă ele sunt de aceeași categorie, trebuia să ne întrebăm cine și cu cine în mod egal fac 8. Cine și cu cine în mod egal fac 10? 5 cu 5. Cine și cu cine în mod egal fac 12? Care sunt două numere care sunt? 6 și 6, sigur că da. Dar 14. Cine și cu cine în mod egal fac 14? Nu mai trage așa. S-a și rupt așa și se vede urât la fine. Da? Se vede urât. Te rog frumos. Cine și cu cine în mod egal fac 14? Mod egal. Ia să vedem. Dacă 6 și 6 a făcut 12, 14, 5 și 5. A făcut Adrian? A făcut așa. 7 și cu 7. Ia să vedem. 7 plus 7 egal cu 7 ăsta e rămână. Ca să facă 10, spune că trebuie 3 și am dat aici să fac fericit 10. Iar aici a rămas un 4. 10 și 4 dividit de 4, fac 14. Da. Hai să mai facem adunarea asta și până te las că să trec cu surioara ta, abia așteaptă să începem și pe atea. Vreau să adun numerele astea. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Cât face adunarea asta? 1 plus 2 plus 3 plus 4. Perfect, perfect. Mai rău pe toate. Mai rău. Eu cred că e anual.
Mai târziu când descoperi la tatăl. Dar când ăsta, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Hai să văd doar cum ar putea și să adunare asta. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ia să vedem. Așa! Excelent! Excelent! Deci asta ai făcut-o, nu mai îți bați capul. Și egal cu 15. L-ai făcut timp. L-ai făcut timp, dar să nu fac încă mare de mână. Așa. 15, da? Dar dacă te punem acum să vedem, asta cum faci. Deci 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 și plus 6. 1, 2, 3, 4, 5 plus 6. Așa. Ai muncit data trecută. Și cât faci asta? 15. Corect. Corect. 15. Și plus, deci 15 plus 1, 6. Plus 1, 6. Ei, aici cum faci tu 15 plus 6 este cea mai interesantă problemă de astăzi. 15 plus 6. 15 din 5 se compune. Hai să vedem din 5 se compune 15. Dintr-o 10 și un 5. O 10 plus un 5 și plus 6. E, acum mai spune. Cum facem? Lui 5 ăsta câte metri de ca să facă 10? Hai să-l vedem. Lui 5 ăsta câte metri de ca. Încă un 5. Luăm la 6. Și rămâne aici cât? 1, 1. Și facem cât? 10 asta. Care e la... Plus 10 asta, că s-o făcut am 21, sigur că da. 20 plus 1, egal cu 21. Gata. Mulțumim frumos. Să ne spunem prietenilor noștri. La revedere. Ne vedem data viitoare. Am făcut niște lecții frumoase, o lecție foarte frumoasă. Hai să ne spunem ce lucruri frumoase am făcut noi. Am făcut adunări peste 10, peste ordine. Dar în probleme practice, concrete, desfășurarea unui număr, cum se scrie 17 și cum se descompune. Foarte multe lucruri am învățat astăzi, de acord? Să ne spunem lor să dea like și share. Să dea like și share ca să vadă și alți prieteni lecția asta, da? La revedere, de curând, data viitoare. O primă, și share-ul ăsta, ea știe. Așa.